Clipe de coșmar pentru o familie din Comuna Râșca când au văzut cum flăcările le înghit locuința. Pompierii folticenene au intervenit cu trei autospeciale pentru a lichida incendiul, izbucnit în urma unui scurt circuit. În jurul orei 22 a început catastrofa. În doar câteva secunde, flăcările au cuprins acoperișul casei. Când au sosit echipajele de pompieri, incendiul se manifesta la casa de locuit și la o magazie. Deși s-au luptat cu flăcările mai bine de două ore, din nefericire au ars acoperișul casei, acoperișul magaziei și lemne de foc pe care oamenii le-ar fi cumpărat pentru. Iarnă. De asemenea, flăcările au degradat pereții locuinței și alte bunuri. Din primele cercetări, incendiul a izbucnit din cauza unui scurt circuit produs la un cablu electric deteriorat.